Guvernul a aprobat astăzi memorandumul privind Planul Național de Acțiune pentru implementarea garanției pentru copii. Măsurile propuse în garanția pentru copii vor fi corelate cu cele pe care a fost construită Strategia Națională pentru Copii 2023-2027, adoptată pe 12 octombrie de executiv. Obiectivul recomandării îl constituie prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate la un set de servicii esențiale, contribuind astfel la susținerea drepturilor acestora prin combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse. Oportunitatea unui astfel de document a pornit de la constatările generale potrivit cărora în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene rata copiilor afectați de sărăcie din numărul total al populației este în continuă creștere. Cele 5 servicii cheie care trebuie garantate sunt nutriția sănătoasă, servicii de îngrijire medicală gratuită, educația gratuită, educația și îngrijirea timpurie gratuită, condiții de locuire adecvate. Trebuie să scadă numărul copiilor afectați de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 500.000. Familiile cu copii în dificultate sunt prioritare pentru a beneficia de locuință socială și sunt eligibile pentru un ajutor de locuire, inclusiv sub forma unui sprijin pentru închirierea unei locuințe, atunci când nu sunt disponibile locuințele sociale. De asemenea, acești copii vor beneficia de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriționale, a precizat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Impactul protecției sociale asupra reducerii ratei sărăciei copiilor este de 30% față de 45% la nivelul anului 2020. Prin acest memorandum, mortalitatea prin cauze evitabile se reduce cu 20% față de nivelul anului 2021 pentru copiii de toate vârstele și cel puțin un program național de întărire a capacității de funcționare a mecanismelor actuale de participare a copiilor la luarea deciziilor este implementat.